Seara am ceva apă de scurs din barcă. Am niște semințe de la ultima excursie. Am acest barca. Adică de ieri. Nu e foarte mult apă, n-a plouat chiar atât de mult. Bine, ia uitați-vă aici că totuși știu câțiva, câțiva centimetri, adică cam un deget, așa e. E destul de multă. Și asta și cam aici o sculă mai bună. Am asta. Am chestia asta. Asta am găsit-o pe Dunăre într-un alt videoclip când am fost la pescuit mai de mult. Așa că o să folosesc chestia asta. Asta e o curpă. Nu. Nu mă deranjează atât de tare. M-am pus pe partea asta ca să fie barca mai într-o parte, să fie mai mult apă. Obiectul acesta se numește ispon. Frumos, am scos toată apa. Hai, ia să vă arăt și locul unde am acostat barca. E aici în bazinul acesta, un loc foarte bun de lăsat barca, după părerea mea. Nu bate vântul, apa e destul de mare. Mai sunt și alte bărci aici. Un loc chiar bun, chiar bun. Ia să ștergem și asta. Totuși e prea plină de pământ. Și barca întotdeauna trebuie să fie curată, întotdeauna. Știu că la mine pe videoclipuri n-a fost mereu, dar a căzut la apă. Pe bune. Cum a căzut? A căzut singur? N-a nimic. E noroi azi, chiar e, și când ne suim în barcă, băgăm de pe pantofi. Cât de cât așa de formă acum, o să mai trec eu odată pe neavă, dar să nu fie gros. Chiar am avut ceva așa. Imediat după ce scot apa asta din barcă, o să punem benzină în rezervor, pentru că am luat de la tank. Haideți să
punem benzină și în tanc. Ia să luăm grosul ăsta de nisip. Asta este nisip de la Sfântul Gheorghe, adus sau de la Sulina tocmai. Noi acum suntem la Maliuc. Am luat la plimbare. Încă sunt roșu pe mână, foarte, foarte, foarte roșu. Dar bagă numai dacă e nevoie. E nevoie, e nevoie. Da, hai să ții camera. Avem aici 10 litri, am un rezervor de 22 de litri. Să văd cum să pun fără să vărs foarte, foarte multă benzină. Ia, vedem. Ce zici, bine așa? Nu prea. Nu o să pun tot, pentru că astăzi nu o să mergem atât de departe. O să mergem oricum în niște zone în explorare, adică pe niște bâlci și canale pe unde n-am mai fost. Asta o să facem azi. Nu o să pun toți 10 litri, o să pun jumate din bidonul ăsta roșu. Foarte mult a curs pe lângă. Deocamdată ajunge atât. Ajunge atât deocamdată. Pentru că mai aveam și un rezervor benzină. Ia să iau cârpa, să... Las și asta aici. Așa. Și haideți să pornim motorul și să lăsăm puțin timp să se încălzească. Ia să vedem, pornește din prima. Tragem și șoclu. De pelicani. Uitați-vă, suntem pe Furtuna și am venit azi pe un canal pe care n-am mai fost. De mult timp vreau să merg pe el. Am vrut asta iarnă să ies pe aici, practic, dar eu am mers pe partea ailaltă. Mamă, și în față e o colonie de, cred că vreo, am câteva sute, sigur sunt, e imensă, imensă. Ce e tu, te rog, de...
merge așa încet spre ei, sau nu-i speriem. Wow. Nu știu cât de mare e apa, cred că e destul de mică în zona asta, dar... Mamă, că-s pelicani. O să mergem foarte, foarte, foarte încet. Să nu-i speriem. Wow, nu-i nici tu... N-am mai văzut de mult timp atât de mulți pelicani. Aici pe Fortuna mereu sunt în număr mare, dar oricum sunt foarte mulți, foarte mulți. Mergi puțin mai încet. Așa, nu știu cu apa dacă reușim să trecem. Mamă, mamă, mamă. Oprește motorul. Stai că oprește. Auzi cum a făcut? A făcut ca un mistreț. Da. Bun, mergem în continuare pe canal pe aici. O să mergem cu vâsla foarte, foarte, foarte încet. Nu, chiar nu vrem să-i speriem. Vedeți că se duc așa încetişor încolo, nu-i deranjăm. Mamă, stau pe o insulă. Deci stau pe o insulă. Uite acolo, stau pe insulă. Pe canal acum, cam așa arată intrarea în canal. Ăsta e lacul Furtuna imens. Și chiar e Furtuna azi pe Furtuna. Hai să vedem care e treaba cu el. Nu ne băgați tu. Invers. Hai că pornesc motorul. De la val. Valuri mari aici în zona asta. Thank you.
Ăsta cred că e câine din ăla. Ia, ține, ține, condu tu. Lui, lui, ăsta vine după noi oare? Hă? Oare vine după noi? Păi îți dai seama că e lăsat afară aici. Este câine sălbatic. Nu e sălbatic. Îți dai seama că... Dar nu merge mal. I-a dus de cineva. Nu cred. Da, nu. Siguranță. Crezi că a dus de cineva? A luat dus cineva și l-a lăsat acolo. Nu dai seama că ăsta o să moară. E foarte, foarte agil. E posibil să fie câine not. Nu este. Ba da. Nu e câine not? A dus de cineva. Tu vezi cât de agil e? Parcă ar fi o panteră. Vrei sa luam? Ah, dar e foarte ok. Foarte ok. Ce manca? E vâneaza, e câine sălbatic. Pe bune, pe bune, uite că nu are nicio problemă. Domestic. Ce cu câinele ăsta? Vrei să-l luăm? Păi ce să faci cu el? Îl ducem. Un loc interesant aici pe canalul acesta. Am tot mers înainte și am văzut un foișor din ăsta de observație. Și pe drum am mai întâlnit niște chestii, pentru că n-am putut să ne dăm jos acolo la el. Am întâlnit un fel de scenă și încercam să-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Exact așa am văzut tot asta. Haideți să vă arăt foișorul unde am vrut să ajung. O subă de teracotă, o fundație. Ciudat. Foișorul e acolo, după copaci aceea, un turnuleț. Nu este dărâmat ca toate celelalte. Haideți să întoarcem la parc. Și niște pietre. Și cățelușa cățelul de mai devreme. E acolo, i-am dat ceva de mâncare. A venit după noi. Interesant loc. Nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că știu că trebuie să facem like-uri. Va ajunge la foișorul acela pe care l-am văzut și eu pentru prima dată. Dar clar e cam greu să ajung la el. Oricum e o cărare pe aici. Adică se vede că e umblat locul acesta. Plus mai multe urme de bărci proaspete. Dar noi nu deranjăm pe nimeni, am venit doar la foișor. Mă șterg pentru că nu vreau să pun în barcă noroi prea mult.
Aici am dat peste chilia cuiva. Urmele sunt proaspete în pământ. Clar, e un pescar ceva. Chilie a cuiva. E clar veche. Nu știu, ori pare că a trăit cineva aici. Nu doar că vine la așa din când în când. A trăit așa pe o insulă din asta? A trăit? Totuși o să încercăm să ne urcăm acolo în vârf. Interesant. Haideți să vedem. Foarte multe păsări se aud. Rare ori am auzit atât de multe păsări până acum. Haideți să mergem să... Ce faci poză? Era acolo un insect interesant. Iau tu înainte. Aici... poate culcuș de ceva, vezi? Ai văzut broasca? Da, am văzut. Cum e locul ăsta. Vegetație foarte, 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 foarte luxuriantă. Mă zgârie, uitați niște chestii mov pe astea, nu știu de la ce. Da, cred că acolo sunt cuiburi de viespi. Mi-aduc aminte că înainte, mai de mult, când erau căsuțe din astea, ei le-au dărâmat. Când erau, se adunau foarte, foarte multe viespi acolo. Paratrăznet. Wow. Ăsta e un paratrăznet aici. Barca noastră. Cam asta se vede de la înălțime din împrejurimi. Și
Și asta e căpănuța. Un cuib. Sunt mai multe păsări. Nu știu cât de safe e chestia asta. Nu cred că e foarte. Și nici nu vreau să deranjez păsările care sunt aici. Aici e într-o parte, e rierul Lemnul. Frumos loc, de aici văd și un pelican.